Castelul Crăiță este la premiera filmului. Spune-mi cum a fost la filmări, pentru că am văzut că ați avut niște peisaje foarte frumoase și niște... cred că ați avut și niște provocări. Da, am avut. La peisajele alea trebuia să cumva să te ridici la nivelul lor, știi, și atunci provocările au fost la fel de mari. Da, a fost o perioadă absolut senzațională, cel puțin pentru mine, pentru că a fost o filmare grea din punct de vedere fizic, mai ales. Fuit pe munți, ritmul ăsta și tot regimul ăsta de filmare a fost ceva puțin neobișnuit pentru cred că cei mai mulți actori din România, inclusiv pentru mine. Regimul a fost foarte intens, pentru că ne trezeam dimineața, urcam câte 2-3 ore, stăteam în corturi, filmam inclusiv filmări de noapte pe munte și crede-mă, nu e așa simplu să filmezi pe munte noaptea. Deci provocările din punctul ăsta de vedere au fost multe, da. Ți-ai făcut singur cascadele? Am fost un Tom Cruise plus Jackie Chan și plus Sobicek adunat pentru urcări, pentru cățărări și așa mai departe. Am văzut că te-ai cam cățărat pe munți pe acolo, aveai experiență sau asta s-a întâmplat doar acum la film? Nu, n-aveam niciun fel de experiență, nu mă cățărasem în viața mea, am fost înainte de filmări o lună la sală, dar am descoperit odată cu cățăratul pe stâncă faptul că sala e puțin mai departe decât stânca în sine, pentru că muntele e casabil, e viu și atunci nu mă așteptam să fie chiar așa, dar mi-a plăcut foarte mult. Am făcut antrenament o lună la sală pentru a învăța cât de cât să par profesionist, adică să na. Ok. În final aș vrea să-mi transmiți un mesaj pentru spectatori. Păi mesajul este unul din suflet. Veniți și vedeți filmul, pentru că este un film, e un film cald, e un film onest, e un film care poate trezește amintiri din copilărie, poate mai ales pentru cei care au fost și au cutreierat munții în copilărie sau adolescenți fiind. E un film care sunt sigur că va ajunge la ei. E un film făcut cu căldură și atunci trebuie văzut în cinema, mai ales pentru că are acea imagine și are acele peisaje absolut senzaționale care trebuie văzute pe ecran mare. Mulțumesc mult! Eu mulțumesc!